E performă în poet librar la librărie independentă la două bufnițe din Timișoara și membru al Asociației Culturale Contrasens. În prezent scrie o teză de doctorat despre performance poetry ca fenomen interactiv, pe lângă librărit, mai coordonează proiectul Comuna 30, unde așteaptă să audă cât mai multe voci noi în literatură. Alături de el, Andreea Ioniță, născută la sfârșitul secolului trecut, a absolvit Facultatea de Arte și Design, Universitatea de Vest Timișoara, în prezent își continuă studiile în artele vizuale, fiind masterandă în cadrul aceleași facultăți, la secția de grafică, publicitară și de carte. Prin practica sa artistică, urmărește să transmită o perspectivă subiectivă a felului cum acesta vede lucrurile și întâmplările din jurul său. Artista se află la granița dintre experimentarea cu diferite materiale, tehnologie, desenul tradițional, cu influențe venite din zona teatrului și a filmului. Marele absent al acestui trio este Eric Kuhn, un artist vizual și compozitor muzical, învestit în direcția muzicii și a cinematografiei independente, este co-creatorul spațiului Cosmos D din Timișoara. Explorează genul precum ambient, music concept, new age, minimal wave, world music, etc. Alexandru Higel și Andreea Ioniță, aveți cuvântul. Eram doar rămășițele unui foc de armă. Trebuia să-i privim pumnii cum spărgeau în nerul ușii și pășea prin iarba înghețată din curte. Iarba îmi înțepea degetele ca niște țânțari. Tu, veveriță, nu-ți bate capul, să-ți pară bine că plec. Ar fi mult mai rău dacă ne-am întâlnit din nou. Și m-a lăsat acolo să înghit cuvintele, singură, liniștită, încercând să înțeleg. Acum știu. Mi-aș dori să nu fi știut, dar știu, l-am întâlnit pe partea cealaltă. Nu de mult. Aceeași uniformă, aceeași expresie, aceeași dezamăgire pe față. Aceeași dezamăgire ca atunci când mama ne privea în zilele de post, când ne privea că mâncăm ouă sau beam lapte înainte de culcare.
Totuși, el era mult mai sălbatic. Ridurile îi se întinseseră până după urechi și nu mai vedea nimic uman în el. Ochii îi luceau ca unui bețiv, gata să mai ceară o hală. Sânii mei au simțit praful străzilor din lumea nouă prea mult timp. Nu mai am lapte pe care să-l pot la copiilor, cu excepția celor care își odihnesc iepurașii pe grămezile de cadavre. Și am văzut multe grămezi. Mirosul de putregai a devenit cafeaua mea de dimineață. Cafea putredă și cadavre în loc de sare pe ouă. Așa arată diminețile mele. Mereți faini cu scol mai apătare. Ating instinctiv fiecare perete și am nevoie de certitudinea unei apropieri îndoielnice. Tu, care stai în capătul camerei și privești, tu, care stai și aștepți să mă desprind și să mă privești cu inocența unui beat lo-fi. Să mă curățe, să fiu al lui tata. Nici o tăietură nu era întâmplătoare, doar un instinct patern de supraviețuire, marca unui teritoriu fără inhibiții, privire goală în oglindă. Sunt speriată, sunt pe calea greșită. M-am gândit că acela ar fi fost momentul în care eu îl las pentru prima dată să se apropie. Aștepți nestingherită să încep să plâng. Ai nevoie de cineva care să se refugieze în tine, să-ți motiveze pulsațiile. Ai nevoie de o inimă funcțională. Eu căutam pe cineva. Căutam atunci o inimă maternă care să-mi prezică rănile. Pe de altă parte, nu e nimic crucial în a face ceva în situații în care privitul e singurul lucru ce te mai ține în viață și punctual. Încerci să găsești cuvintele potrivite în toate astea. Căutăm un loc în care să ne așezăm și să ne placă atunci când ne vedem fiecare de viețile noastre și ne așezăm în căsuța mică în care vântul și gândurile rele răzbat nepăsătoare, chiar dacă stăm pe o canapea moale și afară-i potop și înăuntru-i fală și patimă. Și apropierea ne scapă. Inflația și scumpirile nu dai în poftă. Îngălcită, însă calculabil. Îndemersul cu care îmi petrec timpul liber. Pierd jumătate de zi în pat și calculez potențialul zilei de mâine de a-mi aduce o nouă însușire pozitivă. Eu, cum de altfel se știa de foarte mult timp, sunt mereu pregătită atunci când nu e nimic toxic în jur și panotez gândurile în așa fel încât să fie în totalitate transparente. Nu sunt eu cea mai strălucită și prevăzătoare. Mâine știu exact ce voi mânca,
Mâine știu exact câte kilograme voi lua în plus. Mâine știu exact cât de tare o să lovesc sacul. Mâine voi rămâne în patul ăsta care scârție și găselnița zilei va fi de fapt sursa stărilor de bine și sursa de care o să mă țin toată săptămâna. Cum altora le e bine aici, eu sunt mulțumită. Doar să stau bunăcită și dezinteresată. Prind zdravân de un centru de greutate și zdravân cobor în sufragerie unde televizorul e pornit și Esca ne dă ultimele update-uri de la 7. Poveste de groază în județul Bacău, 3 huligani au bătut crunt o femeie și au lăsat-o în mijlocul drumului unde a fost călcată de un camion. Caut ceva care să mă intereseze. Să fiu distrasă, nu distrusă. Să fie ceva zdravă, care să mute picioarele, să le strângă, să mă cocoloșească ca într-un scenariu BDSM, dar fără sex și respect fără, pentru victimă. Și extazul să mă ducă într-o stare de tranzit și refuz. Și traversez ca în cap să am doar la chei și groază și extazul să mă lase într-o stare de tranzit și refuz. Orice deschidere pentru fiecare om asupra oricărui om exercită un exercițiu de înțelegere. Eu mă prefac neînțeleasă și mă îmbrac în uniforma de lucru. Ies fără vreun sentiment din casă și mă prefac în cea mai minusculă echidnă. Life-sized și calculabilă. Indiferența îmi taie pofta. O fosilă într-un parc de ostași din inima Statelor Unite. În inima steagului roșu fosilizat și integrat în celulita unui imperiu dezarticulat. Hot Springs, welcome to the land of Lakota. No place for Biden, no place for the blues. Băncile sunt toate ocupate. Și cascada din Centennial Park nu mai așteaptă pe nimeni. Aici sunt oamenii care nu se grăbesc. Aici tuturor le e teamă și aici au rezistență la varietate. Hot Springs, welcome to the land of Lakota. No place for Biden, no place for the blues. În cinstea tuturor veteranilor care ne-au servit pe ultima bancă, piața de mormânt rămasă alături de trecerea de pietoni, alături de cei care zac și se odihnesc în pace. 1945-1978, John, father of two, Ignuzic Ferenc Higgen, primele cuvinte pe care le-am învățat în maghiară, alături de tata, alături de mama, aici se odihnește unchiul, armele și dopul din sicriu. N-aveam noi să aruncăm bani și n-aveam noi să aruncăm pietre. Sărăcia te urmărește și prinești 6 feet under, 11th hour of the 11th day of the 11th month, in honor of all veterans who served our country. Așteptam în fața Centennial Park. Roxana întârzia și mi-era milă de fapt de oamenii ăia care cred că o bancă și o piatră de mormânt au aceeași funcție. Abstinență în camera goală și afară e frig și afară e mai bine, că se înfășoară între oameni un fel de reglare a tensiunilor multinaționale.
Spune-mi pe ce stradă stai ca să-ți spun cine ești și cum să suferi și câți ani de închisoare e posibil să faci, pentru că nimeni nu e scuzat și Dumnezeu, în toată splendoarea sa și palatul de baie asortat bunăvoinței și bunăstării, cu o cană de roibos tea și sandăluțele de duminică, taie lanul marelui credincios. Prima dată când l-am cunoscut pe Dumnezeu, juca fotbal. Și atunci, dezbrăcată în vestiar, cu toată inocența mea, mă aprindeam involuntar curioasă. Și între pot, și atunci am învățat ce înseamnă de fapt liberul arbitru, când popa îmi spune, dezinvolt și reglementar, faci ce vrei, căci Dumnezeu avea oricum cu ce să mă binecuvânteze. Atunci am învățat că la credință poți ajunge doar câștigând meciul de fotbal. Mi-a zis popa că nu am ce căuta în poartă, că nu știu să apăr, că fără mănuși sau alte sisteme de defensivă nu am cum să simt lucrurile care vin spre mine și mereu închid ochii și mă feresc. Îmi plăceau și mie casile astea Floris. Dar nu e frumos să vezi cu ochii tăi cum se împlinesc visele. Ignoranța îmi taie pofta. Vom folosi gestul tău filantropic pentru a continua acest proiect. Noi și partenerii noștri prelucrăm date pentru personalizarea conținutului. Atât noi cât și partenerii noștri vrem să modificăm funcționalitatea rețelelor sociale. Pe MES vreau să modific stările și mă preocupă. 1. Violența domestică și misoginismul. 2. Noul val de aer tropical. 3. Prima navă cu cereal din Ucraina care a respins legăturile cu inocența și mâine ridicată în semn de pace și sau orice altă legătură cu însemnătatea în genealogia europeană. 4. Limitele și limitările dezaprobatoare. 5. Numitoarele comune și 6. Oamenii care joacă fotbal din pasiune pentru femei sau doar să se bucure de ratările altora. 7. Meniurile ieftine și meniurile complexe. 8. Taburile deschise constant, ore în șir despre sănătatea altora. 9. Știrile cu clickbait bine construite și o structură narrativă mulțumitoare. 10. Ultima vizită în rozelor. 11. Imagine mentală cu mine goală cântând imnul României Libertății. 12. Imagine al negru de la Revoluție. 13. Ion Monorano prin tramvaiele. La TV, imagine albă negru vine goală în Libertății și se repetă nesemnificativ. La TV, imaginea Ucrainei despărțită de tancuri și clădiri în ruine. La TV, granițe care se insinuează, nu se instituie și se repetă nesemnificativ. După 14 ani de activitate, constat că împărtășesc în toată această situație cu tremurul care a provocat, cel puțin în rapoartele oficiale și la TVR, un nou set de reacții care să împiedice probabilitatea unor impulsuri narcisice. Retorica anti-avort, nu te-ai poftat. Mă uit în special la Rad din colecția ta de ziare, atâția oameni triști, atâția oameni fără scăpare în cutia aia, și iau colțul pe care ai scris numărul pentru serviciile funerare. Îl îndoi și fac un con ca pentru un joint, dar mă opresc la ultima bandă și un soi de revenire la realitate mă cuprinde. Dar ce mă oprește sunt regulile după care îmi gestionez sănătatea. Îl aprind aici, unde tristețea ne ia pe toți. Aici unde omul simplu nu mai vrea să crape. Aici unde omul simplu nu mai are noroc. Suntem în sfârșit doar eu și Cătălina. Și ne întrebăm cine mai taie pul în seara asta. Cine mai are chef să lase în bucătărie petere și de sânge și carne la tocat. Nu mi-ai spus ce mai face tata aia. Mi-ar fi greu să aflu acum, din ziare sau de la TVR,
când nu mai sunt bătăi sau spinări care să doară. Ară tata pentru fetița lui, cară tata pentru fătălău. Asta îți citeam în colțul gurii, de fiecare dată când ne neveam în patul meu unde jucam FIFA și mâncam chipsă, iar mama își dădea cu capul de pereții spitalului județean. Lași venele să se scurgă pe gâtul tău cu nervi și stupoare, în ploaia cea șterne bunăvoință și teamă, și cumpătul firii să-ți ghideze deznădejdea. Ne aflăm în spatele hipermarketului și nu te poți decide între un final memorabil sau un final lăsat de izbeliște în spatele cozii de la casa de marcat. Și aștept o reglementare QR, că nu-ți mai convin mecanismele clasice de co-influență. Și e mai safe și rapid și atât contează. Nu te mai gândi câte kilograme au să te aștepte la final. Și cât poate să țină corpul ăsta deja umflat și deja slăbit, pseudo-reumatic și pseudo-artificial, ghidat de tuse și ignoranță, ghidat de tuse și de viciile ce scorelează cadența inimii, tot mai puțin reverberant. În ultimul raion unde te atrage doar cei 50%. 50% mai rapid în reacții și în reflexe body shaving and company, 50% mai comestibil și mai îngăduitor cu mine, 50% mai frapat într-o după-amiază ploioasă de vară, 50% mai instinctual și mai vorbăreață în reacții. 50% mai încrezătoare că am să schimb ceva, 50% mai puțin speriată de obuze. Și dezastrele vin și mă îngrijorează că niciodată nu e de ajuns, că am să rămân fără energie. Și cândva, tot ce o să rămână din mine e un om și nimic bun din finalul memorabil pe care îl aștept. Mulțumim poeților. Cu ocazia asta mă aduc aminte când în 2008 am participat împreună cu Ioane Spoh și cu alții la Graz, la literatură. Ne-au spus organizatorii, domne, aveți 12 minute. Și noi venisem de 1500 de kilometri și le zice Ioane Spoh, păi, ce zice, în jumătate de oră poți să spui în 10 minute, nu te face asta pe el mai mare. Adică vreau să vă atrag atenția că dacă fiecare face în jumătate de oră, ne apucă miezul nopții și nu e rău. Dar trebuie să luăm în considerare că mai sunt încă 9. Urmează Florin Dan Prodan, care nu este numai un poet care a publicat 4 volume de poezie, Poeme pentru Urlite, Vina 2013, Poemele de pe Facebook, Cartea Românească 2017, Road Poetry, Casa de Pariuri Liderare 2021, Underground, Junimea 2023. Poemele lui au fost traduse în foarte multe limbi, dar el este și curator al Rezidenței Artistice Internaționale Casa de Creație Inside Zone, a grupării Zidul de Hârtie, Poezie pe Iarbă. Ce este frumos la Florin Dan Prodan e că el e și un călător care îmbină foarte frumos poezia cu descoperirea unor locuri deosebite, dacă e vorba de Himalaya, dacă e vorba de Kârgâzstan, dacă este vorba de Iordania, așa că îmbină cele două laturi. Florin a venit special de la Suceava să ne spună poezie. Mulțumesc, Peter. Da, mă simt on the road și acum. Și poemele vor fi, într-adevăr, poeme de călătorie scrise pe drumuri.
Și cum altfel voi începe un poem de începutul. Începutul. Un fel de muzică, minus 50 de grade, 900 de kilometri, 10.000 de metri, în cer, cu 6 prieteni, liniștea insulei acum. Am citit din versurile Gluma Dura, apoi despre câinele albastru al lui Dinis Mașadu. Ce poate fi mai frumos decât cuvintele lor făcute parcă pentru cer? Făcute parcă pentru un început, pentru începutul unei călătorii fără sfârșit. Mănăstire. E atâta liniște în templul ăsta că mi-aș putea zdrobi tălpile, iar ochii s-ar pierde pentru totdeauna în lumile transei. Vârful. Cât de lung drum, rost de dinții pinilor, răușor de praf și pietre, departe de sus și jos, cu pitici și zei invizibili, păzind frumusețea dinaintea singurătății. Banyang Pati. Timpul se încolătăcește aici, pe cercuri putrede ale unor bârne, pe cărămizi, până și pe nori. Dar în noi intră ca un șofer nebun, ca o mașină cu numere de neînțeles. La fel izbește viața, o pădure putrezind, chiftuită de semne și de nume. Sahara. Zi grea și tare departe, aproape de nicăieri, prins între laptele luminii și pâinea umbrei. Aici, doar unde prafului nu e frică de soare. Che Guevara. Îmi termin berea cristal și sandvișul. Arunc un rest lui ce? Câinele torobit de căldură al cafenelei. Un cerșetor, întins în gangul răcoros, strigă, îmi strigă, viva la revoluțion, amigo, viva Che Guevara! Negustorul de frigidere. Sunt singurul. Pe Talas Ghira și în toată Medina, nimeni nu are 7 frigidere. Toți vând tricouri, pantofi galbeni cu vârf ascuțit, făcuți de verii mei jos în tanerii, căciulițe colorate sau albe, suc de stafide și halvițe cu migdale, șaluri de mătase sau nu, dar eu sunt singurul negustor. În magazinul meu cap 5 frigidere și 2 lângă scaunel afară. Turiștii vin și pleacă, ziua începe și trece, precum măgarii vânzătorilor de butelii. Dar eu, slăbit fie la, eu o să rămân negustor în fez, aici, pe scaunul meu, între frigidere. Cairo, scenele unei revoluții. A treia noapte, alți morți, aceeași furie. La un kilometru de moarte se bea ceai, se discută, dar cuvintele monotone devin de neînțeles. Fumul narghilelelor încremenește sirenele ambulanțelor de pe stradă. În bazarul încă deschis se vând ultimele papirusuri false. Se fac rugăciunile serii, se coace porumb pe grătare, se scrie. Moartea și viața se amestecă.
precum zahărul în paharele rubinii de ceai. Sus de pe blocurile din partea cealaltă, lunetiștii nu-și numără nici victimele, nici gloanțele. Nu mai e timp de literatură în Cairo. În viață mulțimea e toată pe un covor zburător. Mulțumesc! Acum urmează un poet binecunoscut scenei românești, nu datorită numelui său, care ne-ar induce către o perioadă medievală lipsită de suflet, lipsită de morală. Este totuși vorba de un poet contemporan, Sorin Despot, desigur le mă refer. Scriitor, vorbitor, consultant, Marcom, volumul său de poezie apasă, cateronească, 2010 a primit premiul pentru debut în literatura unui scriitor din România. Al doilea volum de poezie, Termeni și condiții, casa de editură Max Blecher, 2016. Cel mai recent volum al său, Efectul Mandala sau politici de confidențialitate, este în curs de apariție, dacă nu chiar a apărut. El, ca și alții, cum ar fi Răzvan Țupa, Claudiu Comartin, este un scriitor generos care se ocupă de tabăra tinerilor scriitori de la Săvârșit și organizează ateliere de scriere creativă și spoken word. El locuiește și trăiește și creează în București, unde moderează și contribuie ca vorbitor la evenimente culturale și conferințe de afaceri. Sorin Despot! Yeah! Amintesc că anul trecut pe vremea asta mi-am permis să fac o glumă la începutul numărului ăsta, iar despre Varușa am fost ganian, și că se băga în față. Așa a zis. Îmi dau seama dacă am bătrâni sau nu bine gluma asta. Dar uite-ne din nou, poate aceiași câțiva, câteva fețe noi văd, dar în principiu cam aceiași. Și eu nu mă simt cu nimic mai înțelept. Mă simt tot mai singur. Toți ne simțim tot mai singuri. Suntem cei mai mulți oameni singuri. Mai mulți oameni singuri ca acum, cred că n-am fost niciodată. Partidul oamenilor singuri ar trebui să întemeiem. Marea problemă cu oamenii singuri e că nu se înțeleg între ei și pe care vorbesc. Da. Când a fost singurătatea cu ei zi vreodată? Ei, mai multe infectări cu nu știu ce virus, dar măcar a trecut pandemia, mai multă frumusețe în lume și splendoare, și tot mai puțină poezie. Și senzația că pedalăm în gol, an după an. Mulțumesc Arcubului, această instituție, că ne-a primit. Mă bucur să fiu aici. E minunat. Cât timp am, domnul Șlagăre? Dacă aș avea nevoie de timp, cât timp aș fi avut, domnul Schlager? Singur este infinit. În general, nu există timp. Dacă aș fi avut nevoie de timp, aș fi început prin a vă spune că nu voi fura foarte mult timp. Imediat ajungem la poezie. Poezie aici. Also in English. Also in English. So, if you're missing this, don't worry. You're missing nothing. În anul ăsta am trecut de la un tip de conducere aristocrată și
plină de un conservatorism rasat la o formă de furăciune pe față. Măcar suntem informați că ceea ce ne lipsește ne e luat. Însă eu nu sunt un om politic și nu mă interesează deloc. Asta e o mare problemă, fiindcă poezia a devenit din nou, pare să după cât 30 de ani de libertate, un spațiu al activismului. Dacă nu, poezia ta nu e puternică, domnul Grosu, nu e poezie. Nu e. Nu e. Dacă poezia ta nu coboară în cetate și nu calcă dur, e degeaba. Nu prea. Ce frumosul. La ce bun dacă nu-i pus în slujba unei idei? Era băiatul ăla cu părul lung, care spunea că mai bine golan sau cum era. Trec încă un an, iar aia mai mari mă văd golan în continuare, de când aia mai mici mă văd umăr intuziv. Așa mi-au spus. Umăr intuziv. Primul încă sunt milenial. Ăla-i umăr. Și am mare neajuns de a privi poezia ca pe o mare familie. Iar intruziunea e un limbaj al iubirii. E vorba de a spune te iubesc. Știți mâncarea aia nașpa pe care o făcea bunica? Dau-o în cai, pentru că o iubeai pe bunica. Pentru bunica. Bamele bunicării. Un sentiment probează o realitate cam așa cum ceasul de aur te face mare baștan. Că detești cu obstinație bamele băloase din mâncarea bunicii, nu face bamele băloase din mâncarea bunicii, în esență, detestabil. Tot astfel, faptul că te simți ofensat nu reprezintă un garant al existenței unei ofențe. Chiar și așa, sunt zile când mă iau după ce simt și nu cred că lumea e suficient de îngăduitoare cu sentimentalul angajat. E angajat unde e bine. Și când mă încearcă toți dracii, poțului ca birjarii, din pragul sentimentului de deplină îndreptățire. Bun. Și dacă tot ești îndreptățit, o faci așa? Sau pentru cine? I'm quite proud of myself that I said whom, not who. Okay. For whom? Ușa blocului tulbură liniștea de capăt. Dacă strada e pustie, e pustie pentru mine. Picioarele vecinului ies de sub dacia papuc pentru mine. Miroasea iarnă, timpurie și ulei de motor, plasele dansează cu fustele printre vitrine pentru mine. Trece pe numele meu semaforul, stația 10, cât cuprins cu privirea fire de iarbă perforează doar pentru mine. Trotoare. Siluete se mistuie pe altarul eficienței. Decadem. În numele meu. Bun. Și dacă ar fi să ne întoarcem la ceva ce e palpabil măcar, ce poate fi cuantificat în spațiul ăsta, fără să fim numiți nici bumări intruziv și nici neopozitiviști sau dracu știe ce, pentru că se aruncă pur rahat din mai toate părțile. În
înapoi la știință. Nu e nimic mai urât și mai disgrațios decât un individ care se pune în fața dumneavoastră fără o diplomă de știință să vorbească despre știință. Așa că instinctul meu inițial, de când am auzit lucrul ăsta, e hold my beer. Just hold my beer. Check this out. Clipești de 10 ori pe minut. Zilnic petreci 30 de minute de trezie cu ochii închiși. 30 de minute aruncat de papa să-l vedei. Tărâmul acela mulos, încleiat, plămădit din suite insulare de 200 de milisecunde. O jumătate de oră de binecuvântată în singurare. Dacă pământul s-ar roti de 17 ori mai rapid, ai face Pluta până niciunde. Ai parcurge circumferința planetei propulsată de un gest, ori de un simplu strănut. Ca mai apoi vidul și echilibrul forțelor fizice să te arunce într-o derivă surdă. Uniform. Un inel de carne congelată în orbita mărgelei pământ. Se vede perspectivă treaba asta. Astronauții vorbesc deseori despre faptul că de acolo de sus nu văd granițe. Iar de aici de jos, copacii de pădure nu se mai văd de mult. Iar copacii mutează pentru topor, vorba proverbului. Bă! Tribut paleontologului clujean Matias Weber. Nu știm dacă balaurului Bondoc îi împodobeau coada, solți sau pene. Fosilele descoperite de paleontologi s-au dovedit neconcludente. Nu știm dacă s-a enervat de i-au sărit fulgii femeia din Cretacicul copilăriei tale când i-ai smuns colierul de pe decolteul Țanțoș și moale, moale și Țanțoș ca un fund de cloși căfugărite de cățelani din ograda de munte. Numai că palmele tale au reținut mecanica, astăzi, ramificată în pumnul strâns pe gâtul pungii de gunoi, pe ceafa motanului, ori pe cerșaful jilal. Două gheruțe, imposibil de descleștat. Un pandantiv excentric, îndată destrămat. Ropotul perelor reverberând pe parchet. Balaurul Bondoc este un dinozaur carnivor înlocuit cu Velociraptor, descoperit în 2009 lângă Sebeș de Ante, numit un paleontolog. Bun. Așa. Și dorind, bineînțeles, să prizez în continuare absurdul, un maestru al absurdului de-abia intrat pe ușă, vă salutăm. It's only Facebook, man. The network, right? Numai Facebook și din coace, abia te mai licărește aici colo foamea de sens și de bună drămuire a orice. Nu e nici sex de unde ploaie, nu e dans furibund, nici urmă de capăt, nu tu întindere cât vezi cu ochii. Să fie atenția moneda de schimb a generației mele, să fie această mărie cu veșnic altă pălărie, dincolo de agendele ideologice ale semenilor mei, s-a făcut frig. Din coace de geam, centrala termică toarce în van. Frig, obrăjorii ăștia de idiot util. În marș de paradă electorală. Către mereu următorul dușman. Să fie masa de manevră. Să fie aceasta și cealaltă, Minervă, mereu următoarea ținta umilințelor celor mulți? Să fie brigada moravuri? Mai bine, claviaturile inimii și inimi care mitralează primării. Inimi cum nu se mai fabrică, rătăcite prin cutiile de pălării. Cât despre inima mea,
E numai Facebook. Și ne înfășurăm ca trenere de gală în jurul membrului Fantoma. Mersi. Mă bucur acum să o prezint pe o poetă performer pe care am văzut-o prima dată anul trecut. Este vorba de Lorena Inache, aka Cruella Citric, născută spre sfârșitul secolului trecut, face și drege copila poeziei și este împătimită de patiuri balcanice. Îi plac săbile, probabil că neînfipte în trupuri, cafeluța, probabil că amară, Italia, partea de sus și mai călduroasă, amaretto sour și ziua de salariu, nu de chenzime, fiindcă salariul întreg. Este fondatoarea proiectelor de Poetry Performance Cozy Poetry Night 2018-2023 și Disco Poetry Night. Atelierul a publicat volume de poezii PH 2.1, paragraf 45, Petiție Duci, editura Carbides, 2024, a scos un nou volum de poezii cu ilustrații, Cuibul de coapse, tot la Carbides. În 2020, alături de agenția Wink, din Iași, o echipă de 18 poeți și ilustratori, a scos poezia în stradă pe panouă de publicitare digitale pe proiectul Cozy Poetry Day, Performance. Acasă o așteaptă mereu două pisici, broși șpriți, și un set de căni nobi la casa în care am împărțit cafeluță amară cu tot ce care o fac să râdă cu gura până la urechi. Lorena Inache sau Cruella Citric? Eu sunt. Și încă la dintre pe aplauze la e fun să aud acest sinopsis bio despre mine citit. Eu am crezut că o să rămână doar scris, eu sunt săsăită în cazul în care nu înțelegeți ceva, ridicați mâna. Și aș vrea să zic că eu am schimbat poemele. Pentru că stând așa puțin, un pic mai jos, te rog. Un pic. Stând așa, mulțumesc. Stând așa puțin în liniștea mea, mi-am dat seama că doar pe unul dintre ele vreau să-l citesc în seara asta. Și nu o să fie cu muzică. Eu așa am intrat în industria asta performance-ului. Am convins, efectiv, din răsputeri poeții să pună muzică în spatele poeziei. M-am gândit dacă să mi-aduc pentru performance oglinzi, machiaje, săbii, masca de scrimă. Dar mi-am dat seama că nimic nu e destul de puternic. Pe lângă performance-ul pe care îl voi face astăzi doar stând în fața voastră și arătându-vă partea mea frumoasă, și anume că în acest moment port un absorbant îmbibat în arsenic și alte metale grele. Pentru că nu e așa, de când am aflat noi femeile chestia asta, nu e ca și cum avem de ales ce să folosim. Putem să trecem la performance, acum că știți chestia asta. O să citesc inițial din ultimul meu volum, a apărut la Carmides, puteți să-l cumpărați de aici, de la Cărturești, dacă vreți să mai cumpăr și niște cafeluțe. În ce hal ai ajuns? Circe. Parcă niciodată pe insula ta nu s-a crăpat pământul cu atâta curaj. Și masa ta împăcoțonată cu iedră și ghirlande de la Crăciunul europenilor, parcă a devenit acum perna în care pisicile își ascund ghearele. Și îți place așa? Să te vorbească bărbații când stau împreună la grătar, că mai devreme râdeai cu ei și le dansai din șold. Tu ai uitat că lumea nu se mișcă odată cu tine? Dar ochii lor, cu siguranță, s-au mișcat odată cu șoldul tău. Poate ești chiar prima dintre femei. Și ăsta e adevăratul motiv pentru care celelalte îți înjung glezna când aterizezi în picioare. Nimeni nu se aștepta ca tu să fii așa directă, sau mai bine zis, nu-și dorea nici cel mai apropiat ție să te facă neplăcută celor care cu ochii lor înguși nu pot vedea mai departe de geometria dintre picioarele tale.
Nu se cade ca o femeie circe, mai ales una ca tine. Să lase valul să coboare și iarba să crească peste crăpăturile pe care pământul le-a făcut cu atâta râvnă. Să înghită bărbații ce nu-și pot păstra părerile pentru sine. Mă ajuți? Se aude? De la mine? Ok. Aveți în fața voastră o femeie de 42 de ani. A trecut ceva timp în care a ratat câteva ocazii. Oglinda și-a găsit singură loc în fața luminii. Și acum? Și acum strânge șervețelele de sub pat. Sunt pline de praf, dar știi ceva? Măcar sunt pline. Acum trage obloanele înainte să se culce. Soarele a reușit în toate acești ani să rămână aproape. A strâns multe căni și a spart mai puține în cele din urmă, toate pentru sine. Nu a mers la înmormântări, nu a reușit să rămână în ea concretă până la final. Câțiva prieteni i-au adus portocale, câțiva bărbați i-au scris poezii, câteva femei i-au deschis uși. Sora ei a reușit în viață, dar cu ce preț acasă? Pisica ei a murit în timpul crizei globale de antidepresive și fructe proaspete. Și de atunci s-a apropiat de grădinării, de căutat cea mai bună aplicație de gătit. Noaptea își punea cuvintele la înmuiat, într-o cadă cu mușețel și balsam de vanilie. Dimineața își scufunda cu totul capul în rouă, o mantră de bine și într-o liniștită respirație. O infuzie cu eucalipt și ochi stând să plouă. S-a iertat pentru dragostea simulată, cine n-ar face? Doi copaci pot crește unul lângă altul, dar unul dintre ei va fi mai înalt. Au trecut, Doamne, am trecut atâtea cafele, atâtea sărbători și concedii. Femeia a trăit în mânghieri de coapsă, sticle de vin decente și a deformat talia de câteva ori. Și-a cărat egoul în brațe, remelul întins, soldatul din linia de sacrificiu. A avut un accident de mașină în drum spre munte, a cumpărat flori și a îmblânzit o casă. Femeia de 42 de ani și câteva tonice nu a trecut niciodată peste genunchii sparți. Frumusețea caselor împrăștiate în timp, frumusețea ei văzută printr-un dres plasă. Aici două pietre de râu, plicheni, aici pielea coajă de ou, iată chipul cu gura de aur vântută ca argintul, aburită, ca apropierea intimă dintre două sticle vara, desenate de deasupra. Ce limbă vorbești, femeie? Poftă și ușa închisă. Ce-am mai păstrat în mine după orgasm? Îmi duc genunchii la gură în duș și îmi strâng fața în defensivă contra memoriei. Nu-mi amintesc cum obișnuia un tip să-mi spună că sunt frumoasă și nu eram așa frumoasă. Mai degrabă o peninsulă mai puțin turistică. Pieptul gata oricând să se așeze în primul rând pentru plăcere. Am crezut că sunt frumoase numai femeile care își pot întinde corpul ca iarba, care își împletesc părul cu vârful picioarelor și pielea lor rămâne albă când se încălzesc. Am așteptat să răsar un pic de grâu, să am gust de căpșuni când mă sărută pe frunte, să am gust de minune când mă înghite în munte. Am așteptat ca proastă. Eu nu eram nici fir de iarbă, nici fir de iarbă, nici minune, nici icoană care plânge. Într-un iulie, am scâncit cu dinții fierbinți că dacă plec din orașul ăsta, nu mă va mai iubi nimeni. Și am avut dreptate, cum se întâmplă femeilor care adorm singure. Mulțumesc!
Dimineața a plouat mărunt. Atent. Atent. Ca și cum cerul. Ca și cum cerul a bătut la ușa pământului. Cât să-i dea bună ziua. Cât să-i dea bună ziua. Și se aprinde lumina. Ascult horoscopul pe Europa FM. Ascult horoscopul pe Europa FM. Cu respirație regulată și mână în șold. Nici azi nu aflu dacă se va alege ceva de capul meu. Și dacă tot ce am studiat până acum despre norme de igienă emoțională va însemna vreodată mai mult decât un ecoson înfipt în ochiul minții. Zilele caniculare mă așează în deja vu. Știu și eu pe cineva care te știe mai bine decât am avut eu ocazia. Tu ți-amintești de mine în bucătăria de la universitate, cu părul prins în agrafă, mirosind de pătrunjel și bărberi. Purtam tricoul ăla negru special pentru ochii tăi, să par mai puțină de frică, mai conținută în extază când mă filmezi ocular, în timp real. Mă gândeam că poate o să ai curajul să-mi cauți punctele slabe, în ce mâinile mele alunecă pe tocător. Mă gândeam că filmele porno sunt pline de adevăr și îmi doream chiar foarte tare să mă săruți sau măcar să-ți dai interesul să mă înfrunți. Ai pus o piesă care nu m-a impresionat deloc. Aș fi vrut mai degrabă ceva low-fi luminos. Mâna ta mai jos, perdeaua mai la dreapta. Din aproape în aproape am ajuns să facem dragoste. Pentru ce? La final am plâns și tu nu ai înțeles, dar eu nu eram pregătită pentru genul ăsta de interacțiune. Acum trebuie să ne ținem în brațe și eu nu am vrut decât să port un tricou negru în bucătărie și tu să-mi îndeplinești fantezie și să ajungi la noapte bună cu pupici. Niciodată să nu mai faci dragoste cu o femeie care te vrea numai pentru o noapte. Mi-a plăcut întotdeauna fața ta. O asociez cu sunete de calimba și vocea lui Johnny Cash, cu bujori și sărbători câmpenești și tu nu știi că ești atât de frumos. Și minunat este, de fapt, cum treci neobservat. Îmi imaginez că suntem în sufrageria ta și eu îți explic că am dormit și, de fapt, am avut amândoi același vis și sting țigana în paharul cu apă. Pentru efectul dramatic, îmi dau părul după urechi și aștept să mă săruți. Ca să-ți pot spune liniștită că nu s-a întâmplat nimic și, de fapt, că abia acum avem șansa să facem ceva și dacă se poate, te rog, să nu facem dragoste. Sunt în sufrageria ta. Aerul condiționat vâzie, de afară se aude revoluția și boala din fotoliu. Cu genunchii la gură, mă uit la trupul tău. Abia ieșit din duș și parcă ești scurtat în miere. Am deschis genunchii și stufă zumzei ca într-o livadă. De afară se aude un concert și traficanți de țigări. Aerul condiționat scoate fum, drapăria mai la dreapta. Schema cu tricou nu mai ieși niciodată. A ieșit soarele din noi. Vă mulțumesc mult. Mulțumesc că ales pe lor. Mi-aduceam aminte de anul trecut la Ziua Mondială a Poeziei, când s-am îmbrăcat ca în negru mediu și vedeam numai zale. Acum a devenit pașnică. Ce să vă spun, e groasă, de ce? Fiindcă urmează Bucur Grosul, un performer cu totul special, scriitor și artist născut în Constanța, stabilit la București. Bucur Grosul aduce împreună, trebuie spus că de la apa stătătoare la apa curgătoare, ca să zic așa. Aduce în proiectele sale poezia, arta, muzica în formule sincretice, prin instalații și prin performanțe, expus în galerii de artă, muzei și spații publice.
A publicat 7 cărți de poezie, literatură experimentală și e prezent în 26 de antologii, dintre care 6 internaționale. Cea mai recentă carte a sa, Principala Morengo, a fost publicat la casa de editură Max Blecher în anul 2021. Anul acesta va publica primul său roman, 1994, membru al tandemului interdisciplinar de creație 111 invers 1, alături de artista Alumi Mihai. Bugur Grosul! Doar că mai organizat, ca într-un
vals. Dansați. La trei puncte imaginare de el suntem noi. Și fix alături, la scara vecină, e planeta Marte, pe care mișună niște gângănii metalice trimise de om. Dau din rotițe, pistoane, antene și ne trimit imagini care îți pot tăia respirația bat orice film SF. Am citit recent că una dintre gângănii, numită Perseverance, are un dispozitiv zis Moxie, cam cât un cuptor cu microunde, menit să extragă molecule de oxigen din atmosfera planetei. Și NASA a anunțat că în timpul misiunii, Moxie a reușit să producă 122 de grame de oxigen. Citez. Cam cât necesar unui câine de statură mică pentru vreo 10 ore. Bine. E un succes colosal. Ne reaprinde speranțe, dar m-a întristat alegoria. Că-și mi-a amintit de Laika. Prima ființă trimisă să moară în spațiu. O cățelușă mai baneză de vreo 3 ani, culeasă de pe străzile Moscovei, cu o săptămână înaintea lansării. Când au pus-o în cușca prin spumitoi ca sigriu, înainte de a ofere ca acolo de vie, unul dintre tehnicieni a pupat-o pe bot și a urat călătorie plăcută. N-a apucat să-i se termine oxigenul, nici să-și ia mica sacină de taină. O defecțiune a sistemului termic a dus la supraîncălzirea capsulei, schimbând-o într-un mic iad rotitor. 5 luni mai târziu, după 2570 de rotiri în jurul Pământului, capsula cu rămășițele ei se dezintegră la întoarcerea în atmosferă. Peste 4 decenii mult, după ce s-au dezintegrat sovietele, un savant de atunci a zis cu regret că n-au fost cine știe ce învățături din acea misiune care să justifice sacrificiul. Da, nu-i nimic de învățat de aici. Dar zi și tu, acum când vezi peste tot știri cu miliardarii care se înghesuie să se dea o țară în jurul planetei, doar pentru că pot, au cu ce, cum ar fi să le trimiți câte o cartă poștală cu boticul lui Laika înainte de decolare. Călătorie plăcută. Am mai citit undeva că o directivă UE zicea să nu mai folosim cai putere, ci kilovați. Asta mai mult ca sigur din rațiuni birocratice pentru standardizare. Dar nu însă gândul că ar fi din respect pentru cai. Animale, să nu le mai exploatăm nici măcar alegoric, măcar atât. Genul ăsta de ipocrisie pare că ar defini exact unde suntem acum. We are here.
Dragă cititorule, te rog, trimite poezia aceasta la toți prietenii tăi și spune-le ca la rândul lor să o trimită la toți prietenii lor negreșiți. Această poezie cu 77 de versuri e miraculoasă și sacră și dacă timp de 14 zile o vei trimite la cel puțin 77 de oameni, o mare minune se va lăsa peste viața ta. Dacă din potrivă vezi vârli poezia la coș și vei rupe lanțul poetic ce ne leagă de acum, mare urgie va fi peste tine. Uite, președintele Putin a primit această poezie prin poștă. A râs și a tratat-o drept spam, dar 6 zile mai târziu, pe când era la toaletă, i-a înțepenit mâna pe penis. N-a reușit să o descleșteze, așa că i-au zis să-și țină mâna sub haină la apariție. Dar și un scandal mondial părea că se masturbează în timp ce vorbea despre Ruschimir, lumea rusă, lumea multipolară sau chiar mutarea polului nord la sud. Nimeni nu urmărea. Că omul gesticula când vorbea și toți se vorbeau doar acolo. I-au pus un braț fals prin mânecă, i-au zis să stea locului doar așezat și au creat o masă extrem de lungă. Se țină pe toți la distanță, apreciabilă de siguranță. Era așa lungă masa, încât cuvintele făceau de la unii la alții pe Transiberianul de la Moscova la Vladivostok și multe se pierdeau pe drum. Când un șef de stat zicea, vrem să întâim pacea dintre popoare, să nu mai fie niciodată război. La capătul celălalt ajungea doar, vrem război. Și uite ce nenorociri s-au lăsat peste lume. Într-o dimineață, Benjamin Netanyahu primi și el această poezie prin poștă. Știa de la Mossad care-i mersul cu lanțul, așa că a dat-o imediat secretarei să o multiplice și să o treacă în anexe la toate acordurile, toate bune. Doar că secretara vărsă din greșeală cafeaua peste original și apoi încercă să o dreagă, să o șteargă, frecă ce frecă până nu se mai înțelese nimic. Și-a zis că nu mare pierdere, nu părea cine știe ce poezia. Așa că căutat ea pe net ceva să meargă la inimă, la semnarea acordurilor. Găsim una faină, o memă de aia virală, gata, rămată, ceva special. Multiplică și făcu imediat anexele necesare, dar 6 zile mai târziu, stiloul premierului, în loc să scrie, începu să aspire și făcu dispărute într-o clipită toate cuvintele de pe hârtie. N-ar fi fost mare lucru, doar că el încercă să-l ascundă la piept și stiloul îi aspiră pe loc din inimă toată iubirea. Și acum toți se judecă. Dar spune și tu, încotro s-o apuci, când tot ce-ți rămâne în inimă e abis. Tu, prietene, știi acum că toată pulberea aurie a lumii astea, de la roa primei lumini până la coacerea tuturor roadelor, de la poezie vine, prietene, iar tu nu vei trăda, nu vei rupe lanțul iubirii. Așa, leagă-te și dă mai departe. Dă mai departe.
Ne bucurăm să vă prezentăm un poet care vine pentru a treia oară la noi în țară, prima dată acum 10 ani, când l-am invitat la un festival co-organizat cu Casa de Cultură Traian Demetrescu, la primul festival internațional de slam și performer sound poetry de la Craiova, din 2014. Apoi, în urmă cu 2 ani, a fost la festivalul de poezie de la Galați, poezia Port la Dunăre. Și acum ne bucurăm să-l avem aici alături de noi pe Ongel Gyula, aka Pusta Cowboy din Ungaria. Angel Gyula nu este un nume de scenă, ne spune poetul, este numele lui adevărat. În Austria este prezentat sub porecla de Pusta Cowboy, cowboy de pustă, deoarece numele lui este aproape imposibil de pronunțat de vorbitorii de limbă germană. Își scrie versurile în maghiară, germană și engleză, depinde de cât de inspirat e în acel moment. Coloratura cunoașterii a trei limbi e îmbogățită și de cele 20 de tatuaje cu personalități, mai ales culturale și științifice, care îi combinesc trupul. Face slam din 2008, prima serie organizată de slam maghiare și până acum a urcat pe scenă în 5 țări diferite. De fapt, l-am cunoscut în 2001 la Europe Slam Days de la Berlin. Lui Angel Gyula îi place muzica metal și scrie cu plăcere cronici la albumele de acest gen. Multe dintre poemele sale poartă această amprentă muzicală. Nu-i plac taburi, dar crede mai degrabă în conciliere. Au apărut poeme și în reviste literare, în cadrul Astoria Slam Poetry, organizat și moderat emisiuni literare. Membrul al Asociației Mensa Hungaria, IQ, sosește din Sighețen Migros, dintr-un mic oraș de lângă Dunăre, și scopul lui este să anime, să obosească, să facă să râde, să emoționeze publicul, toate în același timp. Angel Gyula, Pusta Cowboy! Mulțumesc! Eu aștept București, sărea plec, săreaș. Bună seara, București, te iubesc, iubești me. The first poem, yes, it's inspired by a pop song. I hope that many of you know it. Scrie mi orice from Andia. Please hands up who knows this song and this video clip. Scrie mi orice. One maybe. Okay. It has 19 million views on YouTube. So I propose you to watch it. It's wonderful. And so when I was hearing this song and I was seeing this video clip in last year when we have had this poetry festival in Galati, and this song was moving very much. It was moving me very much. However, I'm a metal fan, and so the lady said, "Scrie mi orice, write me anything." So I wrote anything. Ez egy bármi vers. Túl sokat írtam, túl jókat akartam írni, emésztettem szívet, álmot, zenét. Túl sokszor hallottam harsány senkiktől a bármi írás művészetét. Türelmesen magyaráztam, barátsággal s kiderült, mind hiába. Folyamatosan újra terem a pótcselekvő semmik szikvirága. Letettem hát tollat, papírt, verset, álmot, reményeket. Elfogadtam, hogy a múzsák csendje most enyém lehet. Pihentem. Csend életciklus. Ez is szép mező, bár az iklet itt pangott. A sors baklóai összetiportak, te mértek te pippangot. Öreg néne ballag, valami mesefigura. Botladozva, ringva int. Szerint előrelátással szól magukat. A jövő rozmaringjait. Nem lesz mindig lent? Fent is lesz? Emlékeztet. Egy kék felhő fent lóg. Könnyű zápor neszét játsszák szőgehegedük, lengő csellók. Sétálok a mezőn, töprengés magunkat a fűbe, sárba szórok.
kikelnek belőle folyamatábrák, fényfreskók, márványszobrok. Szakadt angyal vagyok, árnyékomba húzódik pár sovány tündér. Megőrzöm a titkaidat, ha az ördögök kérdezik, hová tűntél? Türkiz életrajzomban örömkastélyok és elhadlakok. Én mindenben se úgy adok elő, hogy tudom, bármikor meghalhatok. Most ez a pillanat vagyok. Őstudatként életösztönnel hadni rád. Bármin is mentél keresztül, még lehetsz belül vadvirág. Ha az élet vihara kínos, eversből húzok fel neked kastélyt, bár kopott falut. Ha vigasza szomjazol, a kastély udvaron pont ott a kút. Saját magyar lelkem szikráiból raktam kályhájba tüzeket. Ha bármi erre vártál, ami jól esik, ez a vers neked született. This song was for me, this Sandhya song was for me really so exciting that, for example, I was hearing this line of it, Super Piela Takut, and I was searching for the entire lyrics on Google, and with Google Translate, I was translating it for myself. And so this Takut sounded so interesting for me that I was writing this line that Ot Akut, the well is there, because Takut, Ot Akut. Has arrived, Takut, Ot Takut. And the other poem, yes, please, just for, just the title, thanks. So maybe you know the pop singer Smiley called Andrei Tiberiu Maria. Hands up, please, who knows the, okay, very much. So it's better, but please search for this TME Oriche song as well from Andia. So last year I saw the IIA clip, video clip from Smiley when we were in Galatia. So I saw it in the hotel, and it sounds like IIA. So I was searching for more songs from Smiley, and fun fact: so it's still not romantic; it's a friendly thing. I've got a coworker in Hungary, Sziget Szemiklós, who looks very, very similar like Smiley. So from the next day when I went back to work, I was showing him to my coworker this video, and I told him, from now on, I will always greet you as ay. So I do it this way. But so. Jugarea e un accident ferice or ferice. Sorry, I don't speak fluently Romanian. Of course, when ladies, mostly ladies, come to a literature event, they hope that there will be at least one love poem. So, dear ladies, now today you will hear one love poem from me. Because mostly the point of poetry is love, as I've heard. A szerelem egy boldog baleset, and there are two things I wrote in here, so maybe some of you is doesn't speak Romanian or Hungarian, maybe there are someone from other countries. There are two words which is maybe not known for them. One is Cuica, which is a liquor made of plum. The Romans and the Magyari love them. All of them love Cuica. And the other one is Strada Indragostitilor, Street of Lovers. This is visible in that video clip as well. So, a szerelem egy boldog baleset. Én nem akartam ezt az egészet, de most akarom. Nézzünk egymásra értetlenül, csillagot szórva, zavartan zavarom. Csak mentem az utcán, sietésbe, sisteregbe. Ott az Opera Park, de egymásba botlottunk, egymásra néztünk, és egy csillag ott bekavart. Miért látok aranyport szállni? Miért szimatolok cujkás csoki bombont? Miért lett szíve szürke pince színházából tarka haribó volt? Lebédulok, de te is. Szájszegettel hullanak a közön kamuszói. A szerelem egy boldog baleset. És mi vagyunk egymás mentő autói. Szerelem. Number one slager. Ezzel van az operett, a pop, a rap tele. Te meg itt állsz, és lepkéktől van megszállva a szívem modertere. Szia, a nevem Gyula. Merre mész? Ja, én is arra sietek. Igen, ezért kapkodom a levegő után, ezért lihegek. Virul az arc, remeg a hang.
akad a lehellet. Sok országban jártam, sok csodát láttam, de talán mégsem eleget. Megszoktam a higgadtságkabátot, de most inkább levetem. A szerelem egy megbolondultító időjárás. Egyszer van didergésem és melegem. Arrébb mehetnénk. Sőt, elkísérlek. Bóc vigyorom minden szónak máz. Ahogyan sétálunk, lélekkel unnak vibráló szájcsücsköd csónakház. Te sem vagy közönös. Hajad diadalív, szembogarat óriás kerék, szívüdemed vidám park. Kuncog rajtunk egy öreg néni, aki kezében egy doromboló cicát tart. Verseket írok, mondom. Meghallgatnám, mondod. Elkezdem és... Hogy van tovább? Ha a szemedbe nézek, remegnek a rímek, és elfarolnak a metaforák. Nem baj, majd máskor bólintasz. Sétálom, mint fejetlen, eszetlen, csupaszív bábok, látom. A szerelem a leglogikusabbok fejtést is átfirkáló álkombákon. Aztán este randi. Ismerek egy király helyet. Vagyis nem sokat tudok róla. Talán nincs is más a menüben, mint szerencsesüti és izgalomkóla, de a Jackie zsebemben becsempészek szilvapálinkát. Tán nem bukok így le. Közben táncunk ritmusára bólogat kalapom, és hajad diadalíve. Szilva lila út hengerház csengettyűt, minden gond nyomot kitibor. Új utcát épít bennünk, közöttünk, Strada in Dragosti Tilor. Az este, ez a kedves néger pincér szökőkútpárát hoz cujkát és csokoládét. Közben a világ aranyborral fizetne a karomban tartott nő egy mosolyáért. De mi nem adjuk. Lepke orkán lettünk. Szárnyakká vált mindennek a rajtunk. A szerelem a legtüzesebb cujka, és mi mindketten benyakaltunk. Mulțumesc, București! Acum urmează un poet pe care nu o să-l prezint, numai că voi spune că l-am întâlnit cu plăcere acum 19 ani, când mergeam să citim poezii, inclusiv în închisori. Pe atunci Răzvan Țupa făcea chiar un workshop în închisori, ca să scoată oamenii din depresia faptului că sunt deținuți. Așa că îl las să se prezinte pe el, pe Radu Nițescu. Că mă voi prezenta singur. Mulțumesc în primul rând pentru invitație. Și o să mai spun și că textele pe care urmează să le citesc, the text I'm going to read is not exactly the same as the ones translated, but there are some parts which should be the same. I'm going to tell you when something is translated in English, or you can just play with them and let the guys who don't speak English just read. This is not my poem, I think, but anyway. Nițescu se aprinde un pic în fiecare zi și fiecare zi se aprinde un pic în Nițescu. Nițescu este susceptibil de deja vuri multe. Așa că nici nu știe ce să creadă de ele. Nițescu nu a mai țipat de mult și nici nu știe. O fi bine? Nițescu râde puțin, uneori singur. Nițescu râde singur, uneori mult. E genuin, tocmai a dat două like-uri și o inimioară. Înjură cu voce suavă, perplexă, ridicând din sprâncene. Textele sale au fost traduse în germană, bulgară, engleză, criptată, credulă, gratuită, bădărană, aleasă, precară, presată, cinteză, snoabă, viitoare, virgină, puțină, duioasă, dubioasă, părtașă, ritmată, beată, născocită, plouată, psihotropă, coioasă, greșită, smerită, tăioasă, solzoasă și altele. Frunză verde, tinerețe, 6 like-uri, pădurețe.
singurătatea te papă de viu. Now this one should be translated. It should be the first which. Brumarele. Printre copii îi mersese bucul că ar fi vrăjitoare. Parafrazam o bătrână singură cu pensia puțină. Circulau multe povești și niciuna nu suna precum cealaltă. Unii spuneau că e hâdă și înaltă, alții micuță și subțire, alții că râde în neștire și că dacă te prinde singur, te saltă. Pentru cei mici, cred că putea și să zboare. Avea o pisică neagră, Raisa, pe care o lăsa uneori să iasă pe geam și învățase să se întoarcă singură acasă. Niște părinți cretini cu câțiva ani înainte lansaseră asta. Dacă nu ești cu minte, Raisa te ia și te duce la vrăjitoare. Și pulberele s-a rostogolit. Acum copiii făceau ca dracii când o vedeau și vânau o vară cu pietre, iarna cu zăpadă, bietul animal. La început s-a făcut că nu vede, dar încet, încet, atâta răutate a măcinat-o și bătrâna a prins rolul. Te prinde un neastâmpăratule, firați voi să fiți și altele, care ne întărâtau și mai mult. Au însuflețit parcarea aia care devenise vara aia un cuib. Uite, cum picură furnicile pe asfaltul întins pe orizontală. Pe orizontală pic și eu mușuroi tot deodată după o săptămână pisată. Jumătate de oră alegi filmul și în 10 minute adori. Noaptea merge încet ca un tramvai vechi. Adori cu scârțitul în urechi, te trezești și e tot acolo. Ți se spune uneori că nu te poți ascunde de tine, nu e adevărat. Nu e adevărat cel puțin o vreme, nu e adevărat cel mult un timp. Știi cum e? După prima clipă de îndoială, nu-ți mai găsești liniștea. Merg prin parc, fac poze la frunze, devin ruginit. Când pierzi controlul, atunci crezi cel mai mult că-l deții. În metrou merg mai multe căști decât oameni. Corpul secretă substanțe, mintea secretă secrete, ține ritmul. Vrăjeala e vrăjeală și de multe ori poate fi detectată. Scamatoria asta cei mai mulți au uitat-o, să nu uiți din când în când să mai fii copil. Ajung într-un loc unde n-am mai fost de când eram mic. A fost odată, dar nu ca niciodată și nici așa de mult, de fapt, cum să spun. Ca o urmă, ca o morsă care adorme pe iceberg și se trezește departe de turmă și de tot ce cunoaște. Mă emoționez. Mi se pare că 20 de ani s-au mătrășit într-o secundă. Nu vreau să plec. Mi-e frică să întorc spatele. Știu că dacă o fac, într-o secundă mai fug 20 și sunt iarăși aici. Unii la care țin nu mai sunt, cum nu mai sunt acum unii de atunci. Și o văd cu ochii imaginației și nu mai e vrăjitoare, nu mai are nimic înfricoșător, nimic sinistru. Aș mângâia pisica aia blând, deși din alt registru i-aș da ceva de mâncare. Gerard, la griji, la dragi, la belele. N-ai viață, spui și poți să și scui prin oglindă, n-ai viață, n-ai dreptate, n-ai zvâc. Nu mă convingi tu pe mine, nu mă duci din vorbe, nu mă faci. Cine te crezi, cine te crede, cine te-a întrebat, pe cine trombonești tu? Nu te culuci, nu te încheca, scrie pe tine, nu ierta, n-ai milă, taie porcul măcar o dată pe zi și fă din codiță cercel în buric. Sau iartă, dar vezi, când ierți, mai și rămâi de codiță. Alege, guiță, ce să mai zici? Ok, în următorul poem am văzut că erau mai devreme doi oameni de la poliție pe afară și aș vrea să menționez că următorul poem e doar o poezie și n-are niciun fel de legătură cu realitatea și e, na, știți cum e, cu eu liric și chestii de genul ăsta. Făurar. 9 munți schiabi, 2 săptămâni pe amfetamine și ștergi la fund tot bătrânul din tine. Ajunge acasă foarte târziu sau târziu, vântul scatoalcă după scatoalcă. Un câine mare, urcat pe o terasă, latră cât poate, pari suspect. Ce obligații ai când sesizezi că urmează să fii depășit? Și în variante, ceva legat de viteză și de marginea din dreapta.
Viteza e redusă de anul trecut, carosabilul e oricum perisabil. Când ai unde să cazi, poți să cazi în mijlocul zilei. Au fost zilele cele mai mici, când ai bodogănit, supărat din cine știe ce cauză, când ai râs la o glumă stupidă, când ai închis laptopul, în sfârșit tata, când ai fotografiat casele călare pe bloc în fundal și halal gâră răsfită de soare. Un gunoier ți-a spus odată, când ai de făcut ceva neplăcut, împarte în întreceri, concursuri, câștigă și te intrigă. Și apoi, monștrilor nu le e frică, nu se tem. Now, this is kind of a poem of love, because you said it. Mărțișor, ascult ploaia și caut înrăpăit mesaje de la extraterestri, de la morți, de la oricine. Ploaia vorbește în dodi, nu-i nimic. Mai degrabă aș crede că există porci zburători decât că frații mei ar vrea să mă mintă. Le-ar fi spus Toma d'Aquino călugărilor care l-au chemat la fereastră să se uite în sus. Nu știu cât adevăr era în privirea aia seară s-a dus. Mă uit la ea pe furiș când nu e atentă și ea face la fel, uneori ne intersectăm și gândesc pe rând de două ori mai repede, de două ori mai încet. 72 de secunde, atât a durat semnalul prins de Jerry Ehman în 77, atât a permis rotația Pământului, concentrarea pe un punct anume din spațiu. A încercuit ceva pe raport și a notat lângă wow de unde și numele. Oare ce ar fi notat în locul meu, sau al ei, sau al nostru? Amin. Prier. Literele, sfincterele, ce rămâne dintre ele, pripele, scripetele, pasămite, limitele și o ieșire seara la un praf de Sahara și înaintea de culcare spui, spală-l sub soara. Încerc să uit lucruri, de parcă ar fi datoria mea să uit lucruri, nume, fețe, hotărâri, locuri, fețe, nume, nume, locuri, fețe, hotărâri. Și cu cât încerc mai mult, cu atât mai mult n-ajung nicăieri. Un toast pentru bastardii memoriei. O petardă. Hai cu mine să-ți spun cum dai un nume care încă emană cu un autocolant lipit hă departe în Ecuador pe banană și retlicuri, nume, fețe, locuri, nume, fețe, locuri și retlicuri. Și mă joc cu bila neagră de cauciuc, dincolo de fereastră, se întâmplă foarte încet iarna. Și mă joc cu bila neagră de cauciuc. Ce face un câine lăsat singur în casă? Ce face un om lăsat singur în mintea lui? Răpciune. Fusese foarte cald, soarele. Dacă sunetul s-ar propaga prin spațiu, l-ai auzi undeva la 100 de decibeli ca pe o sirenă. Îl auzi? Am adormit târziu cu geamul deschis. Mult, mult după miezul nopții, s-a strecurat în cameră o dâră, răcoare. Am simțit, m-am întors pe partea cealaltă. Mulțumit. În dimineața aia am aflat că ai murit. Nu ne cunoșteam prea bine. Prea bine nu ne-am cunoscut niciodată. Cât erai mic, îți dădeam din când în când de mâncare sau apă. Apoi am sperat să te cari. O vreme nu te-am văzut. Ai venit să mori unde te-ai născut, la fel ca bunica. Nu te cunoșteam prea bine, păi de unde? Nu m-ai lăsat niciodată să te mângâi sau să mă apropii prea mult. Nu sunt un om bun mereu, dar nicio ființă n-ar trebui aruncată la gunoi. Așa că te-am băgat într-un sac pe care l-am băgat în alt sac pe care l-am băgat într-o pungă. M-am dus în parc, am luat lopățica, am săpat. M-am ținut de nas și am făcut niște găuri în pungile alea cu un briceac. Pământ. Am pus o cărămidă deasupra, în bătaia felinarului și fără flori. Doar am povestit după cuiva, înflorind.
This one should be also translated as the first, if you wanna do it for... So, I don't know, it's the first, and it's called Proxima Paradis. Mă trezesc din vise pe o planetă pustie, unde încrederea în tine nu moare ca să învie. O planetă mai mare, cu aceeași emisferă, îndreptată tot timpul spre soare. Sunt pe fâșia unde e permanent dimineață și cât vezi cu ochii pietre și gheață. Dintr-o galaxie îndepărtată, unde legile timpului se aplică altfel, ființe cu o viață mai complicată ca a mea trimit sonde în pace și unele dintre ele ajung. Curând nivelul 2 pe scara Kardashev, sfera Dyson, gata într-o sută de ani și mă urmăresc pe mine. Altceva nou de făcut. Dar și eu, cum pot, îi urmăresc la fel de bine pe alții. Ca atunci, după concert, când felul în care dansa lângă scena pustie a capsat o dimineață oarecare de restul. Ce muzică să fi avut în căști fata pe care am vrut să o filmez, apoi n-am mai vrut, iar acum nu știu cum ar fi fost mai bine. Ziua de ieri e trecut îndepărtat pentru mine și în adâncul meu spun, nu duce niciun drum. Au găsit cea mai mare structură din universul cunoscut, lucrurile pe care am vrut să le fac și nu le-am mai făcut. Au încercat să înțeleagă de unde atâta materie întunecată, n-au putut. Au mers la casele lor, au lăsat-o pe altă dată. Sunt agitat și dau ture prin cameră ca fetă la Montreal. Când a revenit pe traseu, după ce ieșise la un viraj, l-a făcut pe Hamilton să frâneze ca să evite ciocnirea. L-au penalizat cu 5 secunde și așa a pierdut cursa. Ne-e furată victoria, a zis neamțul la sfârșit. Nu aveam, chiar nu aveam unde să mă duc. Buze mușcate, foarte subțiri, în apărare, în acuzare și banii câți au fost ca o furnică după alta. Ți s-a urât, eu te cred, zor, dă-i zor. Cine încearcă, cine se zbate, cine pe cine ține realitatea în spate? Vocea ta, în structuri calculate, mă ține întreg ca un regat. Și uite, eu cred, uneori în prieteni, alteori în prostii, câteodată în mine, măcar două zile pe săptămână cred că m-am înșelat. Mai cred în lucruri pe care nu le pot explica, mai cred că poeții slabi zgârie norii, poeții buni zgâlții asfalții, în farmece, de scântece, în a nu ști mereu ce se petrece, în a lăsa din când în când un gând să plece. Știu că nu o să mă crezi, dar să știi că trece. Mulțumesc! Sticăre cu poeme de ale mele, cu poeme cu versuri de ale mele, de fapt, dacă vreți, puteți să le adunați de pacile. Și voiam să mai adaug că la Cărturești Carusel găsiți cărțile poeților, cred, care au citit la festival. Dacă sunteți curioși, le puteți găsi pe acolo, au făcut un stand special. Respect pentru Cărturești Carusel, pentru chestia asta. Mulțumesc mult! Acum am o misiune ingrată și anume de a mă prezenta pe mine însumi. Voi spune atât că scriu poezie în română, germană, engleză, câteodată în franceză și chiar câteva în spaniolă. De data asta voi citi numai niște poezii respectând... cu toate că am dat traducerile, nu am fost eliminat, da. Știu că se aruncă a idola unui pește ferestrău în luciul ăla parșiv al momelii mele. Ochii obosiți ai știuții, nu mai văd ce este, doar hrană. S-ar hrăni și cu soare, dar îi fură ochii. S-ar hrăni și cu pământ, dar nu-i decât un hău. S-ar hrăni și cu apă, dar îi îmbată ochii. S-ar mulțumi și cu un peștișor mai mic, să-i vină de hac cu dinții tăioși. Știu că este un crocodil mai mic, subțirel, tare subțirel.
și mai abitir de din coadă să scape de greutatea apei tulburi, verzi, mâloase, așa că nu mai vede nimic și e dor de soare. Știuca pune ochii pe prada mișcătoare și hap! Înghide rază cu pește, înghide lumină cu carne. Da, da, Știuca știe ce știe. Și-a căscat eu de putul, ascuțit, rotunjit, înfometat și hap! Dar nu, iarăși a ratat peștele mic, se pierde Știuca în mișcări suple și nu mai apucă prada. Știuca se mulțumește doar cu căldura razii de soare, se hrănește cu lumină, cu gustul de carne al deltei Dunării. Carne cu lumină, asta-i masa Știucii mele și eu o să mănânc când îmi cade pradă. Ce mai rămâne? O bucată de apus cu Știucă. Și așa o să ne culcăm pe stuf, cu soarele căzându-ne pe umeri, cu lumina așezându-ni se pe gură, iar mâlul o să ne acopere slăbiciunea, pentru că pătură nu mai avem, pentru că acoperiș nu mai avem. Apa, mâncând Știucă, o să stau cu Știuca în brațe, ca și cum este fica mea. Nu o să mai mănânc niciodată Știucă. Pește care știe să apuce, pentru că e una cu sângele meu, cu dorința mea de a da curgerea ei printre apele și trupul ei puternic. Nu mai pot mânca Știucă, îmi stă în brațe și mângâi solții umezi și coada și umerii să creadă marea cu plete albe de lumina lunii, că soarele acum amurg și lună și se preface tot mereu în noapte, ca să mă vadă pe mine, cu fica mea îmbrăcată în solzi aurii. Știuca, scăpată de apă, scăpată de mâl, scăpată de pești, stă la mine în brațe, să vadă cum trece timpul pe lângă noi, fără să ne atingă. Fortunately, I have a poem in English, so our friends from abroad might understand what I am trying to convey. The performance. Reading in the rain, pouring words to the earth like swords kissing a piece of black nothingness, swarming your way to others without slicing their life off. Treacherous words, biting into the moist, overladen, overrained water-sucking earth, earth mixed with my rainy words, with the warmth of my words, with the power of my words. But now I am rained up, be-rained, unrained, unearthed, are my feelings, reeling with water drops, with teardrops torn from my eyes, a syllable to concoct the word that will kill the drumming sound of noise. Rain pouring, pouring, pouring unstoppable. I am soaked to the skin, I am skin looking for a word, a mere word that will stop it all. A word bringing peace to the clouds and peace to myself, that will stop the waves hitting the sands of the beach. That word, oh, that word will fill my mouth like a thunder, cracking the air, the thin air, and will be pounding the earth, and then, as in a miracle, sit still, silent, smooth. Oh, that word embracing the world, love. Pentru consumatorii de bere, acum, un tren vitregit de bere. Vezi berea cum vine, pufăie, obosită locomotiva cu aburi de 100 de ani și trece prin fața buzelor tale lacome, încet, parșiv, ca o chemare fără finalizare. Oh, și cum strălucește în seară licoarea blondă, atât de blondă cum era visul tău despre frumusețea femeilor cu nuri plini de bere și extaz. Așa că frumusețea femeilor blonde se amestecă în gustul berii și bucuria îți pătrunde până în pori, cu spuma aleasă și miros tare de hamei și piele de femei.
Așa-ți trece berea, a idola fetei Morgana prin fața ochilor tăi, prin fața gurii tale, prin fața buzelor tale nesățioase, berea cărată de vagoanele trenurilor. Opriți trenul! Pentru Dumnezeu și pentru mine! Strigă împătimitul de bere, buzele-i sunt nesatisfăcute, simte cum gâtul îi rămâne uscat de pofte, ca și cum ar muri de sete, ca și ar muri de iubire. Opriți trenul! Încearcă să strige iarăși pasionatul de bere și nu-i vinovați ale femeii, dar vocea-i s-a tăiat, dar poftele-i cresc și strigă cu disperare, fără să audă nimeni. Opriți trenul! Cuvintele nu se mai aud, doar disperare se citește pe chip, pe buze, în suflet, doar ca un scâncet, ca de bebeluș, iese chinuit din gură. Și frustrarea crește și setea crește și poftele cresc, berea-i gândesc cu ochii. Întinsă precum o mare nețărburită, o fata Morgana se tot lățește, se tot mărește, se plimba ai domnului prințese prin fața lui, pe lângă el, deasupra lui, pe desubtul lui. Numai la el nu ajunge, peste Marta îi face în ciudă licoarea blondă ai domnului blonde, care nu-l bagă în seamă prin bându-și trupul mustind al bere proaspătă, gata de a fi doar gustată. Devorată, o blondă care nu-l bagă în seamă nici măcar când mănușile pe care le pune fiece dimineață de iarnă pe mânuțele ei din dăuță. Încep să urăști femeia pășind blondă, sfidătoare, nepăsătoare, imoabilă, trenul, vagoanele lui, conductorul de tren, pasagerii, tot. Trenul, putușit de bere, prea plin de bere, îngrămădit cu bere, oprește la fiecare stație. Numai pentru tine nu, numai la tine nu, numai pentru tine nu. There were translations into English, sorry, we couldn't present to you, but the passion was conveyed probably of people who wanted to drink a beer. So I just wanted to tell you, I was invited once in Prague and I was told that there is a place where the beer is brought by small locomotives to you. So you order and they go around and they bring you the beer. So being in Bucharest, I imagined, that's the story, that I would miss each of the carriages bringing the beer to me. So that comes, I became a little frustrated, so to say, the least. We have two special guest stars tonight. So, unexpectedly, but with great pleasure, first of all, I want to introduce from Great Britain, Andy Willoughby, who is doing vis-a-vis a workshop with 8 of his students that are present here. You know, he's a poet, he's wrote also plays, he's producer of poetical events from Northeast England. He has published several books, I have them indexed, so I'm translating now. And he does performances here and abroad. He was translated into Finnish, Estonian, Swedish, Romanian, and other languages. And he is also a promoter or organizer of poetical events, and he had a decisive role in developing long-term contacts and exchange by poets from Northeast England. And he co-organized the festival, the international festival Poetic Junction in his native city, Middlesbrough. Now he
lives in the antique city of Durham. Medieval, yes. Medieval, not antique, it's a little bit newer, no, for 500 years, not 1,000 years ago. And I invite him, and the first poem we'll do together, we don't have the translation as usual, because it's very long. We do it last. Yes. So he comes to it first, the other one. We do last, but I'll do a few first, because we do not last. Tell me what you do, okay? Okay, hello, good evening. You know, I think you all have read a poem of love, and poems of love are interesting. They've been written in many beautiful places about beautiful events. There are poems of love on the slopes of Parnassus. There are poems of love on balconies of Verona. But this is a poem of love in a bus stop in northeast England. And it's a very short poem. It's called Vandals. In the old familiar bus shelter, only one pane of glass remains. In the place where our love ran helter-skelter, stealthy vandals came. So that's a little bit of a poem about where I come from. I come from, Rhys knows where I come from, because he's from North Wales. And with many similarities, even though we're on different sides of the country. And I come from Middlesbrough, which is a post-industrial town. And I was the first person in my family ever to get any educational qualifications. Although maybe my mother had a GCSE in religion, because the nuns made her do it. Because I'm from a kind of Irish Catholic family, and but on my estate where I grew up, apart from bus shelters where you could fall in love like Romeo and Juliet, a lot of guys I knew, my best friends, a lot of them didn't go to university or go anywhere. Some of them went to the steelworks or the chemical works when they were still jobs, and some of them did other things to make a living, and some of them went to prison. And this is a poem about a friend of mine. And it's called The Ballad of Big Peter. But I need your help. I need everybody's help. So, this side of the audience, I'm gonna give you one word. You've gotta shout it out. And I did this in a school the other day. If Theo was here, she was in the high school, she knows. You've gotta shout it out loud. And the word is big. It's so easy. So when I do this, you say big. Oh, that was crap. Louder. These people are going to compete with you and destroy you. I mean, the guy was big. You know what I mean? Like, you'd be worried if you saw him in an alleyway. 1, 2, 3. Big. That's better. And people in the back. 1, 2, 3. Big. That's better. No, you're not doing big. This side, you're doing Peter. You're giving his name, you know, your name, like Saint Peter. Except he's Big Peter and he's not a saint. 1, 2, 3. Big Peter. No, just Peter, right? Just Peter. This side is Peter. We've got to get it right. 1, 2, 3. Peter. So. Big. Peter. Now you've got it, you see. And that's how it goes. Every time I do this, I need you to do that. I can't do the poem. So, are you ready? Yeah. Here it is. Here's a tale. The clumsy kid of little words stole my best Robin Hood sword. Big Peter! Got it. He drove my sledge through the old school hedge. Big Peter! Is that the trigger off my pop gun? Lit fires when I told him to for fun. Big Peter! Neck the crow that we rescued when its wing just wouldn't glue. Big Peter! He was knuckle-fisted and ham-handed. He dented the ground when he landed. Big Peter! Collected insects, knives and sticks, drank Lowcock's pop till he was sick. Big Peter! Grew bigger than his dad who went away. He practiced on the punch bag every day. Big Peter! Helped my old man wash his car when I stayed in to play guitar. Big Peter! Didn't read the books like me, stole the apples from the tree. Big Peter! Went to Borstal at 13, he said inside it was a scream. Big Peter! He gave me my first talk on a
bliss. He taught me that deep purple riff. Bow, 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 bow. He saved his best grin for me, man. He pushed my sister in her pram. He's got a rep for seeing red. Just one punch will knock you dead. He showed me a gun under the floor. I didn't ask him what it was for. He kept himself free most of the time. He's on the edge of violent crime. He packed in rubber and sculpture locking. He kicks in doors now without knocking. I hope you like my little poems, because I'll tell you something. I still know him. Be careful. I thought I'd do a lot of call and response tonight. One of my best friends ever in my life was a Nigerian poet and playwright, Esiaba Irobi, who died very young of cancer. And when I first met him in Sheffield, when I was at university, I saw him do call and response. And I thought, that's something, yay. And he got exiled from Nigeria to do his political poems on a hill. He got the people to shout out the refrains. And they never... When he died, they gave him the biggest literature prize in Nigeria. Although in his lifetime, he wasn't really allowed to go back. So my reading tonight's got a lot of those. It's got poems. I want you to do stuff, because I like that. It's nice. Okay. So, the next poem I want to do involves a little bit. I don't need a call and response for this one. I need a sound effect. And I don't have a musician, so not my musicians. So, I need you to make a sound when I hold my hand up. But the sound I need to make you is like the sound you'd make if you were going to start doing some Mongolian throat singing. It's easy, honest. So, if you think of the sound, ing, can you do ing? Ing. Now try and take ing a little bit further. Ing. Okay, and then can you take ing into ow? Ing. So, when I do that, you need to do that. Okay, and this is a poem about, it's a poem I wrote out, Finnish mythologies about the wizard Väinämöinen. A wizard very different from Taliesin, Riz, and he's or Gandalf. And in fact, Tolkien based Gandalf on a mixture of Taliesin and Väinämöinen. But what I was really interested in was, in the mythology, he's born of the wind spirit in the ocean, and he drifts on the ocean. His mother drifts on the ocean for, I think, 30 years before he's actually born, because she can't be bothered. And then he drifts for another 7 years before he finds land. And I thought, and he's a poet. And I understand being a poet who drifts for 37 years before they find anything. So I wrote this poem. It's a long story. And it's called Do the Float, because I was thinking of Roxy Music, Do the Strand, you know, as you should. So, are you ready? When I do this, you go. Okay, here we go. In the city, you can do it with the traffic all around you, with whores and beggars' voices inviting you to business. After 3 days drinking in dark and sea-green caverns, after hours of wandering when all forms lose distinction and strange faces are familiar, when your dreaming is unleashed from its daytime moorings and street noises are all merging into a rhythmic babble, into a rhythmic babble, into a rhythmic babble, underpinned by drumming that resounds through space, constantly vibrating. Do the float, love. Let nothing touch you or bring you to the pain and sense of self.
Not the call of seagulls on the rainy south bank, or the sudden light's glint on St. Paul's Cathedral, or the great white palace and the smell of frying onions from the stalls of backstreet vendors, or the comic quacking of a Thames mallard in ruffled alarum, or the sharp words in the tavern that bring grief and disillusion. Here, mate, who the fuck are you looking at? Or the random burst of violence that shocks you back to knowing, or the sudden noticed neck nape on the escalator that's heartbreakingly familiar. To the float, love, through lost streets with historic names that now lead nowhere. With monkey signs of shops that really sell you nothing, with tiny children chanting obscenities or nonsense in the city with its shifting name of London, Helsinki, Moscow, Kyoto, Amsterdam and Bucharest. Past old lepers and young lovers, past invisible wheels of commerce, past mind into non-mind, where loss becomes subsumed into dreamtime longing, where seasons are all one and the dead begin their singing. Keep going, keep going. From the buried layers of city under city, bone and dust areas with harmony from the unborn, and the beat breaks through familiar, and you are once again floating, painless, thoughtless, in the timeless sea of Mother. Before I do this last one that Peter's also got pissed off, and also I'm going to require some volunteers for. But this one is I need you to do some blues. I mean, Angel's a heavy metal man, but he knows the blues, right? Because all heavy metal's the blues. I mean, where would Whitesnake be without the blues? So, the blues, you know what you say in the blues, don't you? You do, don't you? Woke up this morning. That's right. I need you to do that. When I say it, then I need you to repeat it every time. And then sometimes I'll raise my hand and you can say it as well. So should we practice woke up this morning? We all know that, don't we? Woke up this morning. Yeah, I sound like you've got the blues, man. You work in a hotel. Give it some welly. Okay, let's go again. Woke up this morning. Okay, I need you to do it like that. Are you ready? You don't have to do it a lot, it's only a few times. But get yourself ready for the blues. Think about all the crappy things in your life. Think about everybody who broke your heart. Think about all the political things you hate. Think about Donald Trump saying immigrants eat dogs and cats. Are you ready? Okay. This is from my book, it's a long poem about railways. And in it, I'm travelling a very short journey on Teesside between Middlesbrough and Saltburn, and you won't know that, but it's marked by all the industrial landscape. And when I did this journey, I was recovering from cancer. Boo. I recovered. Way. and I was passing the last steelworks just as they were about to close it down. And a lot of my family worked in the steelworks. And then the other part of this book is I'm remembering traveling deep into Siberia with Finnish poets and meeting the people of the tribes of the north who have Fenugreek languages like the Hanti and the Mansi, which I didn't really know about until I went. And when I went deep into the heart of Siberia, I looked at the railway line and it said Dormant Long on it, which meant that the railways in Siberia were built in my town, that steel from it came from Teesside. And that, the whole poem, the whole book carries that. But this is one section where I go past the last furnace, they closed it down and nobody's working there anymore and they haven't knocked it down and they haven't emptied it of the steel, so all the steel workers are really upset about that. Here we go. At Longbeck, we are well past the abandoned last furnace and my thoughts shift to the kids I've seen in schools this year whose dads used to work there. How Christmas becomes
a burden hard to bear when worlds of work come crashing down. How we let children bear the weight of poverty. How illiteracy is highest here in the whole country. How we once made so much wealth, but have health rates like some parts of the third world. How malnutrition and rickets are returning. TB's not dead and homelessness is growing. Though the children of inheritance and the swelling super rich are as blessed as the lucky child in the Billie Holiday song. I have got the angry ranter's blues. We woke up this morning. Woke up this morning. To news of refugees fled. Woke up this morning. With our father's livelihoods dead. Woke up this morning. With attempts to shift the blame. Woke up this morning. To the same old bleeding game. Woke up this morning. To more of the same old same. I'm sick of the morning. It's time we saw who's really to blame. But the greedy bankers and their politicians sit impervious in the new walled cities, talking about inevitability, doctrines of non-intervention. They are driving the workers out of the cities with house prices. William Blake said that brothels are built of bricks of religion, and that all the prisons are constructed with bricks of law. And now this is what we've all been working for. The few clearing out the capitals, driving the suffering out of sight with inevitable, invisible bricks of economy, death to the howls of the sick, disabled and dying, stripped of benefits by sanctimonious pricks, pontificating on shirkers, scroungers, and hard-working families, and tossing thousands more on the rugged market's scrap heap. In this deep age within me, what grip Lenin's got the day he jumped out of the moving Tampere train to stay free? How can we serve our small city with this existential motto, Eremus, we shall be? Our ambition's not to rule, but just to be born and to survive. We built the empire, its railways, bridges and weapons of war. What do they know of us in these corners, hidden from visibility? No trains with first-class carriages ever come here anymore. Forecast this morning. It's a lot longer, but you could really hear my book. Okay, and finally, I've got a poem where I need Peter and six men. So, you three men are coming, aren't you? And I need another, come on. I need five men. Five more men. So I've got Peter, I need men for this. It's not sexist, but it's a poem about men. So, come on, I need one more man, come on. You can do it. Okay. And I wrote this poem in Finland. So I'm gonna teach my chorus a line of Finnish. It's an international festival, right? Do you want to learn some Finnish? I'm going to teach you. This poem's called Six Men in a Sauna. And these guys are going to repeat this line in Finnish to give me a bass line. So, guys, are you ready? And you two, and you can. But Peter might shout some more things because he's got some words in Romanian too. But the rest of you, the chorus, you're going to do this. Okay, so in Finnish, it goes like this. Kuusi miestä saunassa laula. 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 Now all of the audience can speak Finnish. I'd call that an immediate success. Right, so are you ready with the kuusi miestä? Can you manage it? Kuusi miestä saunassa laula. And you finish, so they talk deep. Go deep. Kuusi miestä. He's going to say it in Romanian. Go on then, Peter. Šase marnats kintenten sauna. And you finish. Kuusi miestä saunassa laula. Kuusi miestä saunassa laula. And I remember that I picked up the actual point. So I'm going to keep on saying it.
Sorry. He's using us. He's a dictator. For long as you like. Cusi mi estas amasa laula. Cusi mi estas amasa laula. Cusi mi estas amasa laula. Yeah, we're there. Okay. Sauna, kete kushase barba. Okay, so I need you guys to chant this. Just keep going, like it's a Buddhist chant. Okay, are you ready? Kushase barba, sauna, kusi mi esta sauna salaula. Kusi mi esta sauna salaula. Kusi mi esta sauna salaula. Six men in a sauna singing away the toil of days, steaming away separate pains. Six men in a sauna singing. Kusi mi esta sauna salaula. Kusi mi esta sauna salaula. Into the six men in a sauna singing away the ghosts of Vikings, gathered on the ridge outside, singing the holy nothings of armor, soothing away what's raging. Six men in a sauna singing away their difference, all born in vain. Constant Oedipus cycle. Six men in a sauna singing into the gates of birth, through the gates of death. Six men in a sauna singing for beer and sausage, chanting for all their love. Six men in a sauna singing for joy and promise, for all their dreams of travel. Six men in a sauna. Singing of Wainamoinen, the Kroki, and Kukulun. Six men in a sauna singing, in the Tahai sauna sweating, in Rapala's ancient kingdom. Six men in a sauna singing, forgetting the world outside, yoiking the world inside. Six men in a sauna singing. Es und Ries.
Esunt vis, ridlis, problem, ticlas, rsef, bleti, trosser, glas, ruis, vruis, price, weiss, har, whiskers. Esunt rui, brudlin, cadr, orlfin, car, rived, rybed, wasgariad, red, rid, eirod, roddiad, rad, riswad ei hun mewn cyfranc. Forbesg, galesa, forbesg, inglesa. Can you help me by clapping? Yes. In 4-4 time. Set, Redrum, Tex, Tesco, Ozipositor,
his grievous fate, Chelsea, seen, met him, field critic, Bidiente boy, Maure Efgais, 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 Porteg, a awyr, a llwyr, a rhys, a dawn, a brydwyd, a wir, a dawn, a rhys, a dawn, a rhys, a I have taken
Mulțumim tuturor poeților, dar și we thank the special guest stars of tonight that opened our eyes for another way of saying poetry and being poetical. I hope that all of you will be a very amazing to enrich us. Mulțumim tuturor pentru această seară. Nu am așteptat să dureze 3 ore, fiindcă odată când am fost în Egipt la un festival, spunea un poet și acum încă un pic și dura 20 de minute. Eu cred că nu ne-am plictisit deloc. Vă mulțumesc că ați participat cu toții.